Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Sunt Ana Maria Giurea, iată care sunt titlurile zilei. S-au împărțit banii către primăriile din Gorj. 5 bebeluși au fost diagnosticați cu rotavirus. Aglomerație la Direcția Publică de Venituri la început de săptămână. Cotele defalcate din TVA au fost împărțite fără scandal către primăriile din Gorj luni, după ce la ședința anterioară consilierii județeni de la PNL s-au împotrivit proiectului pentru ca primarii liberali nu ar fi primit niciun leu, au cum a votat în unanimitate. Proiectul privește repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și din cotele defalcate din venituri ale bugetului de stat pentru proiectul de buget pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018, 2019 și 2020. Toți consilierii au votat pentru. Conform prevederilor articolului 4, aliniatul 2 din legea 66 pe 2017, în anul 2017, prin derogare de la prevederea articolului 33, aliniatul 3 și 4, din legea 273 pe 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, sumele defalcate din taxa de valoare adăugată aprobate prin legea bugetului de stat și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, se repartizează pe unități administrativ-teritoriale astfel. 27% pentru bugetul județului, 73% pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașului și municipiului astfel. 20% din sumă se repartizează prin hotărârea Consiliului Județean pentru achitarea rieratelor provenite din neplata cheltuielor de funcționare și sau de capital în ordinea cronologică a vechimilor rieratelor. Voturi împotrivă? Nu sunt, aceia nu sunt. Președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, a precizat la finalul ședinței că banii au fost împărțiți nu în funcție de culoarea politică, ci pe necesitățile fiecărei localități în parte. Pentru că am ținut cont de prevederile legale și de tot ce înseamnă în limita sumei acordate de către sau prevăzută în bugetul de stat pentru necesitatea fiecărei comunități locale. Am ținut cont de fiecare proiect în derulare, de proiectele care sunt propuse și de asemenea de datoriile fiecărei UAT, în limita posibilităților și aceea înseamnă alocare dată de către bugetul de stat. Doar două localități libere nu primesc bani de la județ. Nu este vorba despre alocarea bugetului, este vorba tot despre repartizarea sumelor cotelor defalcate din TVA. A fost modificată hotărârea inițială și au fost repartizate alte cote de TVA. După cum ați văzut, consilierii Partidului Național Liberal au votat pentru că noi am considerat că de această dată aceste sume au fost împărțite în mod echilibrat. La această împărțire, doar două primării din cele 8 liberale care aveau 0, acum au această sumă, celelalte au primit sume din aceste cote defalcate din TVA. Cele cu 0 sunt primăriile Fărcășești și Câlnii, care, după cum știți, beneficiază de redevențe și nu ar avea o prea mare problemă cu aceste sume. Cele mai multe primării vor primi sume între 50 și 250 de mii de lei. Cei mai mulți bani pe comune vor ajunge la Peștișani 500 de mii de lei. 5 bebeluși au fost diagnosticați cu rotavirus, o infecție foarte puternică la aparatul digestiv. Cei mici au fost izolați în saloane pentru a evita ca și alți pacienți să contacteze virusul. În ultima perioadă, din păcate, spitalul din municipiul Târgu Jiu se confruntă cu creșterea cazurilor de bebeluși diagnosticați cu rotavirus. La secția pediatrie sunt internați în acest moment 5 bebeluși diagnosticați cu rotavirus. La începutul săptămânii trecute, în Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu s-au prezentat 3 cazuri de enterocolită care le-au căpătat la domiciliu. De la aceste 3 cazuri sursă, am mai avut 2 cazuri contactate în spital. Infecția cu rotavirus se manifestă la început cu vărsături, febră și scaune diareice, iar netratată la timp poate duce la complicații și mai mari. Pare că este vorba de o izbucnire epidemică a cazurilor cu rotavirus. În general este o infecție cu o contagiozitate deosebită. De obicei, aceste cazuri apar îndeosebi în colectivități, la copiii mici, acolo unde, mă rog, există o igienă, inclusiv igienă alimentară, o igienă
să spunem, mai precară. Evoluția ei, în general, evoluează în circa 2-3 zile. Simptomatologia la debut, într-adevăr, este un pic mai zgomotoasă, cu febră, tulburări digestive, care apar uneori chiar intoleranță digestivă, deci la acești copii. Este și într-adevăr, deci la debut se poate agrava din cauza că, mă rog, aceștia sunt foarte expuși deshidratării. Managerul spitalului, Tiberiu Tătaru, spune că s-au luat deja primele măsuri. Ca măsuri, Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu a aplicat izolarea în saloane separate de alte patologii. Am redus programul de vizită pe secție de la 5 ore la 2 ore zilnic. Am intensificat activitatea de curățenie și dezinfecție pe secție. Infecția cu rotavirus este cea mai frecventă cauză de diaree severă la sugari și copiii mici. Este foarte contagioasă și afectează aproape orice copil din lume până la vârsta de 3 ani. Se împlinesc 60 de ani de la moartea lui Constantin Brâncuș, patriarhul culturii universale. Cu această ocazie, celebrul sculptor va fi comemorat cu obiceiuri gorjenești la Paris. În acest an, un grup de gorjeni vor merge la Paris pentru a comemora evenimentul din 16 martie, când se împlinesc 60 de ani de nemurire a celebrului sculptor. Constantin Brâncuș este o emblemă națională și este o rușine pentru statul român că nu s-a implicat în acest eveniment, a declarat scriitorul Laurian Stănchescu. Este o mare rușine pentru poporul român că îl tratează în felul acesta pe Brâncuș. Este o mare rușine pentru clasa politică și pentru lumea contemporană cu acest eveniment. Eu îmi fac datoria de român și cât voi trăi pe acest pământ, voi onora valorile românești. Brâncuș înseamnă pentru mine un mare patriot român, înseamnă un simbol al românismului. Vom pleca o mână de oameni și vom pune tricolorul pe mormântul lui Brâncuș, îi vom da onorul cuvenit și îi vom sacraliza memoria la cimitirul din Montparnasse. Constantin Brâncuș a fost un sculptor român cu contribuții covârșitoare la înnoirea limbajului și viziunii plastice în sculptura contemporană. Sute de persoane s-au îmbulzit la început de săptămână la ghișeele Direcției Publice de Venituri Târgu Jiu. Contribuabilii se grăbesc să plătească dările către stat până la data de 31 martie 2017 și să beneficieze de reducerea de 10%. Luni dimineața, pentru a-și achita dările la stat, târgușenii au stat și 10 de minute la rând. Oamenii se plâng de funcționarii de la ghișee, care nu prea își fac treaba, din păcate. Coada mare, de ce nu? 35 de minute. Și nici măcar n-ați ajuns în față. M-am 4. Ce să facem? Asta e? De-aia le mărim salariile. Să vorbesc la telefon, să stea, să... Și nu stăm la cozi. Iar ei nu-ți mulțumiți. Când trebuie o ștampilă pentru o radiere de mașină și pentru o ștampilă care am plătit așa, trebuie să stau la rând. Am stat, am stat acolo vreo un sfert de oră și de acolo m-a trimis aici. Când dăm bani, ar trebui să nu stăm la rând atâta. 12 cu taxă de timbru. Dar stați la coadă. Stau, da, la coadă și uite, stau doar de 3 cozi. Vacă nu-i bine, vacă dincolo. Acum aici că am stat rău la coadă. De cât timp o stați la coadă? De o jumătate de oră, dar... Nu vedeți că trebuie să iau iar coadă la... Da. Așa e la... Ce trebuie să fii? Sunteți supărat că trebuie să dați bani? Păi sunt supărat, dau bani, da, sau la coadă, pierd timpul. Eu. Ar fi bine să fie, dacă nu ia banii... Să vorbească mai puțin la telefon. Dacă nu ia banii, să fie și noi mai... Pierdeți noi timp. Păi fiecare are treburi, normal. Mariana Budulan, directoarea Direcției Publice de Venituri Târgu Jiu, spune că mereu, în prima zi din săptămână, instituția este foarte aglomerată. Același lucru se întâmplă și la alte instituții. Lunea, de regulă, este o zi mai aglomerată față de restul zilelor săptămânii, pentru că mulți dintre contribuabilii care la această oră sunt la ghișeu plătesc amenzi care au fost luate spre finalul săptămânii, diferite taxe și, bineînțeles, că și impozite și taxe. Dar eu nu cred că pot să vorbească în timp ce lucrează, pentru că există stres foarte mare, trebuie să aibă o capacitate de concentrare maximă ca să poată să emită o chitanță, să parcurgă, să impună o clădire, un teren și nu cred că se poate vorbi în același timp și la telefon. Mariana Budulan spune că până în prezent, instituția pe care o conduce a încasat cu 800.000 de lei mai mult față de anul trecut.
Autoritățile locale din Bustuchini au organizat la sfârșitul săptămânii trecute un spectacol tradițional de muzică populară în cinstea femeilor din comună. Alături de primarul Ion Ciocea a fost prezent interpretul Nicu Fâciu și un taraf autentic cu instrumente mai rar întâlnite. Primarul din Bustuchini, Ion Ciocea, a ținut să împartă flori doamnelor și domnișoarelor din comună care au venit la spectacolul organizat în sala sporturilor. Ar fi multe de făcut pentru femeie, pentru o doamnă, pentru o domnișoară. Ei, știți cum este. Nu avem nici ce ne trebuie, cum să zice, bugetul necesar, dar pentru, așa cum spuneam și interviu, niciodată o autoritate nu poate să realizeze sau să îi dea unei familii sau unei persoane ceea ce își dorește. Cred că mai important este să vă respectăm și să nu uităm de dumneavoastră, să avem grijă prin ceea ce trebuie să facem. La mulți ani încă o dată și să dea Dumnezeu să fim sănătoși, pentru că vom face mult mai multe și probabil că în viitor, un an, doi, trei, cândva, probabil o să reușim să vă creăm acea viață pe care vă doriți cu toții. Interpretul de muzică populară, Nicu Fâciu, ne-a spus mai multe amănunte despre proiectul său în privința spectacolelor tradiționale pe care le organizează în mai multe localități. Este vorba de Primăria și Consiliul Local Bustuchin, care a organizat un spectacol pentru doamne și pentru domn cu ocazia zilei de 8 martie, dar totodată este un proiect pe care mi-a aparține și am zis să-l implementăm tot în ziua aceasta de spectacol, să împușcăm doi iepuri dintr-un foc, cum s-ar zice. Este un proiect pe care eu l-am implementat la nivel de județul Gorj prin readucerea horei satului în autenticitatea ei. Și după cum vedeți, când vorbesc despre autenticitate, mă refer la instrumente reci, nu orge electronice, viore electronice. Și este o inițiativă care mi aparține și sper să pot din acest proiect să găsesc și rapsozii ai Gorjului, care sunt prin sate și încă nu se știe nimic despre ei. Nicu Fâciu ne-a prezentat și instrumentele autentice cu care au venit cei din taraf. Sambalul, care este de nelipsit, cu profesorul Fabian, colegul nostru, domnul Minel la acordeon, avem braci, avem bas, domnul Ion, avem un băiat de la noi din Bustuchin, chiar doi, Daniel și Ionuț Munteanu, instrumente reci, care vrem să le aducem, să le readucem aminte oamenilor că astea sunt instrumentele tradiționale ale noastre. Nicu Fâciu vrea să editeze și o carte în care va prezenta tot ce a descoperit în cele 20 de localități din județ. La bisericile din comuna Bălănești sunt multe lucruri de făcut, însă acestea se vor face în funcție de banii pe care îi vor avea anul acesta autoritățile locale. Primarul Ovidiu Pungan spune că în special la biserica din parohia Glodeni și la cele care sunt monumente istorice trebuie intervenit cât mai repede. Primarul din Bălănești are în plan să ajute și bisericile cu bani, deoarece acestea nu au fonduri necesare lucrărilor. La biserici mai sunt multe de făcut. Fiecare parohie are problemele ei, în special parohia de la Glodeni. O să încercăm să facem, doar de înfrumusețare și funcție de banii care ne vor veni, să mai dăm un mic ajutor și bisericilor, fiindcă chiar nu au bani. Asta este realitatea. Am observat acest lucru și nu este nimeni rău intenționat că nu vrea să facă. Dar banul, puterea banului vorbește. Ovidiu Pungan vrea să reabiliteze și bisericile monument istoric de pe raza comunei. Biserica monument istoric aveți? Avem o serie de biserici monumente istorice și de o importanță bună, categoria B, dar deocamdată nu avem banii necesari pentru a face proiecte. Aceste reabilitări ale monumentelor istorice au fost câteva fonduri care s-au putut accesa. Pe bani guvernamentali nu există reabilitarea monumentelor istorice. Încercăm, și dacă legislația se va schimba, și sper să se schimbe în bine,
ca în următorii ani avem și am în platforma program și reabilitarea acestor monumente istorice. Primarul nu a renunțat nici la ideea de a reabilita Casa Memorială Ioan Popescu Voitești. Va avea loc prima ediție a concursului Simpozion pe tema Brâncuș pentru elevii din județul Gorj. În urma deliberării juriului, câștigătorii vor fi premiați. Ideea de a-l studia pe marele sculptor a fost îmbrățișată cu bucurie de către elevi. Concursul, care este organizat pe două secțiuni, pictură și eseu despre Constantin Brâncuș. S-a născut ideea unui concurs simpozion pe tema Brâncuș pentru elevii din județul Gorj. Este prima ediție, noi vom dori să-i dăm viața acestui eveniment anual și dacă se va putea să-l facem concurs interjudețean, cu atât mai bine. Concursul este organizat pe două secțiuni, pe pictură și eseu despre Brâncuș, iar astăzi are loc evenimentul, ca să zicem așa, final, eveniment, pentru că în timp copiii au trimis eseuri, au trimis lucrări, juriul va delibera și vor fi premiați. Și ne bucurăm să spunem că la Colegiul Tudor Adiminescu ne apropiem încă o dată de Brâncuș. Elevii câștigători ai concursului vor primi pe lângă diplome și premii în bani. Câștigătorii vor primi pe lângă diplomele tradiționale, să zicem așa, și premii în bani. Datorită faptului că domnul director David ne-a sponsorizat cu o sumă frumoasă, putem să facem și lucrul acesta. Prin genul acesta de concursuri se urmărește cunoașterea vieții și operelor lui Constantin Brâncuș. Blocul de locuințe sociale din comuna Bustuchin este aproape de final, constructorul lucrând deja la finisajele interioare. Primarul Ion Ciocea spune că dacă finanțarea va veni la timp, blocul ar putea fi inaugurat în luna iunie acestui an. Blocul de locuințe sociale cuprinde 17 apartamente și două garsoniere. Demarată spre finele anului trecut, investiția se apropie de final spre bucuria cetățenilor care au și depus o cerere pentru locuință. Și ieri am fost la București, chiar într-o emisiune acum unei doamna Sevil, care este ministra dezvoltării, când s-a cerut cele 3-400 de locuințe unde se fac, am văzut chiar pe portalul Ministerului Dezvoltării. Am văzut că Bustuchin era cu cele 16 apartamente. Asta este ca o știre că și în viitor vom primi bani pentru a termina. Din ceea ce am discutat cu constructorul, chiar săptămâna aceasta, am spus că dacă lucrurile se vor desfășura ca și anul trecut, adică e problema de decont, în două luni de zile, maxim 3, aceste apartamente le vom pune la dispoziția celor care sunt nevoiași și, bineînțeles, celor care vor fi îndreptățiți să primească apartament. Potrivit primarului, au fost deja identificate în jur de 6 familii care vor primi locuință în bloc, având în vedere că gospodăriile le-au fost distruse în întregime de alunecările de teren. Este extraordinar de bucurător că reușim ca la țară să mai facem apartamente. Vreau să vă spun că, văzând aceste apartamente, cred că 100 de cereri le-am primit chiar anul acesta. Sunt mulți tineri, care își doresc să aibă o casa lor. De ce? Pentru că sunt gospodării unde sunt două familii și cu familia bătrână, care, gândiți-vă că acolo și chiar dacă ar vrea tinerul să facă ceva, cunoscând ce se întâmplă și ce s-a întâmplat până acum, cel puțin la Revoluție, nu se mai înțeleg părinți, copii, nu se mai înțeleg frații între ei și atunci aș doresc o gospodărie chiar cu chirie, care, dacă nu se poate cumpăra, să locuiască. Blocul este amplasat chiar în centrul comunei și până acum s-au investit în el peste 830.000 de lei. Însă primarul spune că mai are nevoie de o suplimentare de fonduri de la guvern pentru a-l finaliza. Autoritățile locale din Bumbeș-Pițic spun că bisericile sunt pregătite încă de pe acum pentru Sfintele Sărbători de Paști. Viceprimarul Irina Coșocaru spune că se fac lucrări de curățenie, dar din păcate doar atât, pentru că situația financiară nu este una foarte bună. Viceprimarul comunei Bumbeș-Pițic spune că s-au efectuat în aceste zile lucrări la bisericile din satele componente cu oamenii de la Ajutorul Social. Bisericile cât de pregătite sunt în perioada aceasta? Avem o lună până la Sfintele Sărbători de Paști, aproximativ. Da, într-adevăr, bisericile sunt pregătite. Le mulțumesc enoriașilor care ne sprijină în a face curățenie acum de Paști la locașurile sfinte.
Eu personal mă alătur cu mâna de lucru, cu muncă, cu oamenii, cu materiale, dacă este cazul. Suntem alături de părintele nostru, care este paroh aici la noi, în comuna Bumbeș-Pitic. Dar vă menționez, n-aș vrea să-mi ia nimeni în nume de rău, anul acesta vrem ca tot sprijinul nostru să se îndrepte către învățământ. La biserici, mai mult decât cu o mână de lucru, ajutorul să fie mâna de lucru, financiar ne este foarte greu. Învățământul are nevoie de sprijinul nostru financiar în acest an. Deci eu pe acel lucru mizez. Și cred că o să mă sprijine și Consiliul Local și domnul primar. Cei mai mulți bani se duc anul acesta către unitățile de învățământ care au mai multe probleme urgente. Care sunt cele mai mari probleme pe care vreți să le rezolvați la unitățile de învățământ? Păi, la unitățile de învățământ sunt multe probleme. Mi l-a adus la cunoștință domnul director din comuna noastră. Trebuie reabilitare, trebuie clasele îngrijite, zugrăvite, parchetate, mobilierul este foarte vechi, baza informatică, calculatoare, deci le trebuie foarte multe la copiii noștri. După ce că avem puțini și ăștia trebuie să-i ținem, să avem grijă de ei, să nu fie nevoie să plece de la școala din comuna noastră Bumbeș-Pitic. Să-i putem atrage să rămână la noi în comună. La unele săli de clasă nu s-au mai făcut reabilitări de zeci de ani, iar autoritățile locale vor să rezolve problemele anul acesta. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Accent TV. Sunt Ana Maria Giurea și vă mulțumesc pentru atenție!